episodul cu numărul 2 din seria noastră de tutoriale. Vreau să mă apuc de YouTube și cum mă apuc? În primul episod v-am arătat partea 1 și vă recomand foarte, foarte serios de la primul episod și să vă uitați așa, să petreceți un pic de timp prin ele, pentru că poate sunt chestii și pentru YouTuberii care fac deja treaba asta de ceva timp, sunt chestii pe care le-ați uitat sau chestii pe care nu le știați, pur și simplu. Am să vă las linkul de la primul episod în descriere, am făcut partea cu OBS. Vom face în următoarele tutoriale partea de Streamlabs, acesta îl fac separat pentru că este un program mult, mult mai complicat, dar este mult mai avantajos pentru gameri. O să fac un clip special pentru Streamlabs și setările plus bitrate. Acum facem partea a doua, Game Capture, Window Capture și alerta de donații. Abonări și cum le adăugăm în OBS. Deci, pentru astăzi o să vă arăt cum facem o alertă de donații, când primim o alertă să apară pe ecran și cum creăm o alertă de abonare, pentru că foarte mulți oameni au o problemă cu asta. Nu știu cum, nu le merg. Le fac ei acolo, dar nu le merg, înțelegeți? Vă arăt cum să le adăugăm în OBS și să se vadă în timp real, ok? Haideți să începem clipul, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Eduard Barajos Dexter, pentru că sunt acolo foarte, foarte activ, postez și anunț live-urile când le fac. Haideți să-i dăm bătaie cu tutorialul ăsta. Revenim în OBS-ul nostru minunat și avem aici ce am făcut data trecută, exact așa a rămas cum am făcut în clipul anterior. O să asum următorul, să nu mai avem lupul ăsta, o să ascund ecranul. Și avem programul. Vrem să distribuim un joc. Prima dată trebuie să deschidem jocul, aplicația. Eu am aici o aplicație, mărim. Trebuie să dăm Alt Tab. Dăm pe plusul acesta. De obicei, când vrem să distribuim un joc, trebuie să apăsăm pe Game Capture, o să ne apară o fereastră. Ne ducem pe Game Capture, deci trebuie să apăsăm pe plus, o să ne apară fereastra și adăugăm jocul, înțelegeți? Trebuie să scrieți numele jocului, o să vă loviți foarte mult de treaba asta, trebuie să scrieți neapărat numele, mai ales dacă sunteți multi-streameri, fiindcă o să vă încorcați la un moment dat în ele. Așa că o să-i dăm un nume, gen PUBG Lite, îi dăm un OK, l-am adăugat. Eu nu l-am instalat, așa că nu o să am cum să vă arăt exact cum se face, dar trebuie să apăsați aici unde scrie Capture and Full Screen Application, dați pe Capture Specific Window, aici trebuie să-l găsiți. Eu nu l-am, o să-mi apară HD Player așa, o să vă apară aici PUBG Lite, o să apăsați pe el. Dați OK și totuși nu o să vă apară jocul. Trebuie să reintrați în joc, cum am eu aplicația, dați din nou Alt Tab și trebuie să vă apară imediat jocul. O să vă fac o demonstrație pe Window Capture imediat. Dăm un Remove la ăsta. Mergem pe Plus. Mergem pe Window Capture. Îi dăm un nume. Blacklist 5, dăm un OK și după cum vedeți aici aveți exact BlueStacks, aplicația noastră, mi-a apărut aici. Bun, ca să mi-apară camera în joc, acest lucru nu vi l-am explicat, deci ca să mi-apară camera în joc, camera de obicei este sub joc, vedeți? Dacă o mut, eu pot să o mut și cu mouse-ul în sus, pur și simplu, sau dau click pe Video Capture aici pe cameră și dau un, nu mai puțin că am apăsat dublu click, deci o tastăm, pam, dăm pe Up și ne apare camera. Deci camera trebuie să fie mereu peste program, vedeți? Aici este aplicația, acum camera este deasupra. Dacă o mut, dau click pe ea și o mut jos, o să dispară camera. Dacă vrem să ascundem programul, apăsăm pe ochiul acesta, se va ascunde automat programul. Și așa faceți cu toate. Ok.
Acum avem și jocul și camera web, nu mai trebuie decât setările programului pentru că nu poți să dai streaming și să înceapă să streamească pe ce? Pe toate canalele de YouTube din România. Așa că intrăm în tabul de settings. Avem general, stream, output, audio, video, hotkeys, advanced. Eu aici o să vă arăt în tabul de settings setările mele. E discutabil, adică sunt foarte multe variante de ce bitrate, ce setări. Trebuie să îți faci așa cum vrei tu, cum îți merge ție mai bine streamul. Rare ori am avut eu probleme cu live-urile sau cu YouTube-ul, așa că am să vă arăt setările mele de streaming care mie îmi merg cel mai bine. Nu știu cum, depinde de fiecare acum. Bun. Deci nu o să stau să fac alte setări, să caut alte setări. Partea cu streamul o lăsăm la ultima parte, fiindcă trebuie să intrăm pe YouTube și să vă arăt de unde puteți să luați o cheie. Ok, suntem pe general, da? Mergem pe output și aici la output mod selectăm din simple. Eu l-aveam deja pe advanced, deci o să vă apară așa și din simple îl facem advanced. Bun, de aici avem setările pe care le folosesc eu. Audio track e pe 1, Twitch VO track pe 2, encoder X264, ultimul este Nvidia. Acum depinde de fiecare calculator. Rate control CBR, bitrate 6500 kB pe secundă, acesta merge mie cel mai bine. CPU usage preset este pe very fast. Keyframe interval este lăsat pe 0, profile none, tune none și X264 option separate by space este pe 2. Bun, dacă vreți, de exemplu, să vă salvați videoclipul și să-l postați ulterior pe YouTube, să nu faceți live, trebuie să selectați exact aici unde scrie recording format MKV, să nu lăsați pe MKV, apăsați și dați pe MP4 ca să vi se salveze, da? Următoarea setare fiind cea de audio, aici cea mai simplă setare pentru audio este 48, este lăsat standard, aici stereo, default, disabled ăsta. Să lăsați, vă rog, audio 2 disabled, depinde acum fie de fiecare câte dispozitive aveți și cam ce folosiți, ce microfoane, ce căști. Mergem mai departe la video. Aici avem base resolution 1366, acum depinde de fiecare ce calculator aveți, ce putere. Așa, la output resolution, aceasta este ceea ce scoate pe YouTube, deci ați văzut cum dați pe un videoclip și se vede așa, blurat și schimbați dumneavoastră din advanced, din setările de la YouTube și dați pe o rezoluție mai bună. No, așa o selectați și cum aveți calculatorul. Dacă duce de 1092, o să vi se vadă HD 1082p. Exact când va intra pe videoclip. Dacă nu, vă lăsați pe 720 și o să fie mult mai bine pentru calculatorul dumneavoastră. Acum mergem la hotkeys. Aici o să selectați codurile și la advanced avem pe normal direct 3D11 NV12 la color space 709, color range parțial. Astea și la duration 20 de secunde. Aici selectați tot așa câte secunde vreți să fie din memorie. Și Retry Daily 10 secunde. Acum ajungem la tabul de streaming. Acesta este cel mai important. Bun. Dăm pe stream. Aici avem mai multe. YouTube, Facebook, Restream. Dăm pe YouTube. Și aveți server, primary YouTube ingest server, engleza mea de baltă, și stream key. Bun, ce trebuie să facem de aici? Intrăm pe Google. Eu o am deja să vă arăt în mare parte. Dăm înapoi să o luăm de la zero, să vă arăt de la început cum se face. Bun, deci trebuie să dăm aici, în dreapta sus,
o să ne apară canalul nostru. YouTube-ul Studio cel vechi, îl folosesc pe cel nou, este puțin mai complicat să spun așa. Trebuie să dați pe transmisie live, apoi dați start și aici. O să vă apară chestia asta cu publicul, pentru copii, nu pentru copii, așa, dați pe stream. După ce ați dat salvare aici, o să vi se închidă automat. Și aveți default stream key RTMP variabilă. Aceasta este cheia, se poate și schimba cheia aceasta. Bun, trebuie să dați pe ochiul acesta, vă apare, dați un click dreapta, dați copy și dați, apoi mergeți înapoi pe OBS, acolo unde v-am arătat pe... Haideți să intrăm din nou să vă mai arăt odată. Pe stream, dăm aici YouTube și aici dați un paste. Și după ce v-ați pus cheia acolo, dați aici un apply și vi se salvează cheia automat, apoi puteți da start streaming. Un lucru vă mai spun, să aveți foarte, foarte mare grijă cu cheia aceasta, să nu o dați la nimeni, vă poate intra oricine de pe contul vostru de YouTube cu cheia aceasta. Deci poate să facă oricine live-uri, poate să facă orice pe canalul vostru dacă dați cheia cui nu trebuie. Aveți foarte, foarte mare grijă cui dați cheia aceasta. După cum v-am spus, după ce ați salvat acolo, dați start streaming și vă spălați bine, bine pe mânuțe, beți ultima gură de cola, cei care fumează ultima țigară și intrați pe live forță. Acum că am terminat partea de OBS, ce înseamnă început setări și live, trecem la următorul pas, anume alerta de donații. Prima dată intrăm pe Google, scriem TypeStream, dăm un OK. Și o să vă apară exact TypeStream, da? Intrăm pe el. O să dați start sau login. Deci o să arate TypeStream collecting tips, da? O să vă apară exact așa cum vă apare stream and get money. Linkul îl găsiți în descriere, o să-l găsiți în descriere ca să nu scrieți voi. Deci în descriere găsiți toate linkurile utile, da? Bun, haideți să dăm start. O să ne ducă pe pagină, eu deja am contul făcut. Dăm pe alert box, aici în stânga aveți tot ce aveți nevoie, deci tot tabelul. Aici aveți analytic, events, oferim partners, donation page, types, subs, settings, history, bank transfers, alert box V2, asta aici am creat-o eu. Noi o să trebuie să dăm pe alert box V1. Apoi o să ne arată My Alert Box Widgets. Aici o să dăm direct Add a New Alert Box Widget. Și ne va apărea un ecran verde cu Anonymous has donated $10, da? Bun, take my money. Bun, prima și prima dată o să dăm un nume. O să scriem alertă de donații tutorial. Ok. O să dăm un save widget pentru prima dată. Acum că am pus și numele, mergem direct aici pe donations. Foarte, foarte important să aveți mereu activate donation alerts pe on, să nu fie pe off. Mi s-a mai întâmplat, am făcut odată toate setările, tot ce a fost nevoie. Am făcut și în OBS, iar când am dat start, după am observat că acesta era off. Dacă este off, nu o să vi se salveze absolut nimic din tot ce faceți în TypeStream. Avem acum donation message, aici o să punem noi ce vrem. Eu, de exemplu, o să pun a dat tips.
Puteți să puneți a dat șpagă sau cum vreți voi. Aici la Wiggle o să punem pe flip Y. Așa îmi place mie. Îi dăm bătaie așa. Apoi ne alegem imaginea în loc de banana dansatoare. Ok, acum avem imaginile, sunt toate catchy la început de drum. Se pot face și personalizate, doar că este mai complicat. O să vă explic eu în alt tutorial despre aceste imagini, cum se pot schimba. Prima dată căutăm o imagine să ne placă. De exemplu, putem lua pe Lady Gaga asta. Toacă șnițele. Acum că am pus-o și pe doamna Bugs Bunny, o să setăm și muzica. O să dăm aici la folder, o să ne apară mai multe melodii. Nu o să alegem una, eu o să vreau ceva mai tare, mai puternic. Avem roar. Ăsta trebuie să fie un urs ceva. Haideți să vedem. Ăsta îmi place, e ceva donație puternică. O lăsăm pe asta, o dăm choose. Ok, dânsa toacă șnițele, face semn gen mai dați-mi bani, știți? Da. În fine, asta volumul trebuie să lăsăm pe 100 neapărat, iar aici sunt secundele. Bun, haideți să vă explic puțin cum stă treaba cu secundele. Aici, normal, trebuie să lăsăm pe cât este el pus, să nu depășim limitele, fiindcă dacă o să aveți vreodată un raid pe canal în care o să vi se dea foarte multe donații sau mult subscriber, că și acesta merge și la subscriber, să vă puneți o melodie sau customizați dumneavoastră după cum vreți. În loc de bundle puteți să puneți o melodie, gen o manea, o muzică rap, orice, să nu depășească secundele. Fiindcă dacă o să depășească secundele și o să aveți raid pe canal, nu o să mai puteți filma absolut nimic, o să auziți doar melodie, o să se intercaleze melodia cu abonatul, o să fie foarte, foarte ciudat. Așa că trebuie să lăsați pe 7 secunde sau pe 8, cum apare aici exact cum este el setat. Acum că am setat tot ce am avut nevoie, mai avem de setat show donators message, ăsta să fie pe on ca să vedem și noi mesajele donatorilor. Și minimum amount to show message. Ăsta este minimul în care doriți dumneavoastră să vă apară mesajul. 1 euro este minimul minimului. După ce am setat absolut tot ce am avut nevoie, așa a reieșit imaginea noastră, dăm save widget și ne ocupăm de abonări. Trecem la următorul, follows. Bun, uitați, acum este follow off. Trebuie să fie mereu pe on, altfel nu mi-apărea absolut deloc. Puteam să fac orice setare, să dau save, că nu mi se salva. Bun, am dat ăsta pe on, avem aici. Aici numele trebuie să vă reprezinte pe voi, să fie ceva ce reprezintă canalul. De exemplu, ați văzut cum e la Conacu, el are mesajele acelea cu gen ce reprezintă canalul. Dacă ești pasionat de mașini, zici, a dat un drift sau... Cum vreți voi să puneți? Eu o să pun a dat un drift. Să spunem că este cineva pasionat de mașini. Bun, imaginea o să o setăm tot așa după conținut. Imediat vedem ce se potrivește cel mai bine la ce am pus noi. Bun, mi se pare că aceasta este perfectă, are motorul acela, reprezintă cât de cât mașinile, ne plac mașinile, bun. Aici setați tot așa după cum v-am spus muzica și cam atât. După care o să dăm save widget, l-am salvat și pe acesta. Acum trebuie să legăm alertele noastre ce le-am făcut de OBS. Cum facem? Aici în dreapta jos avem Save and Launch, dăm pe el.
o să ne apară instant un tabel, o să se facă verde. Trebuie să dăm copy. O să dăm copy paste. Selectăm ăsta, îi dăm direct Ctrl-C sau copy. Mergem acum în OBS. Selectăm jocuri, dăm pe plus, dăm pe browser. O să ne apară așa, o să scriem alertă de donații. Dăm un OK. O să ne apară așa. Aici la URL ștergem tot ce scrie aici și dăm Ctrl V sau sau click dreapta, paste, cum vreți voi o să faceți. O să dăm un OK și acum o să ne apară exact pe ecran alertele. O să închid asta să fie negru frumos. Facem asta, îl încadrăm. Bun. Și acum vreau să fac o simulare de donații. Vă arăt acum cum se face. Bun. Acum o să facem ăsta mic ca să vă arăt exact. Am făcut tabelul acesta tot mic. Și o să facem o simulare de donații. Dăm la Simulate Donation. Dăm, de exemplu, la 25 de euro. Și acum a apărut așa. Funcționează, da? Bun. Acum vreau să simulez un follower. Am simulat follower și ne-a apărut. Anonymous a dat un drift. Acum că avem și donația și abonații ne apar când se abonează sau donează cineva, vrem să ne apară și un goal. Dăm aici la goals, dăm din layout, dăm pe goal, o să ne apară exact așa. Și o să dăm la titlu, fiindcă vrem un titlu, vrem să se vadă lumea că dorim ceva, să strângem bani pentru ceva. Și scriem ca titlu, vreau să iau un nou scaun de gaming. Și o să vă apară exact așa. Cum facem să ne apară și acesta pe display? Păi, mergem la layout aici. Vedem să fie totul în regulă. Apoi, dăm Save Widget. Dăm Save and Launch. Copiem, după cum știți prea bine. Acum ne apare direct și pe ecran. Dăm Ctrl-C sau Space dreapta Copy. Închidem căsuța aceasta, băgăm în bară, deschidem OBS, mergem în el, dăm pe plus, dăm pe browser, dăm goal, dăm un OK, ștergem ce aici, Ctrl V sau click dreapta paste, paste, dăm OK și trebuie să ne apară. Bam! Îl facem mic, îl punem unde vrem, de exemplu, eu îl țin de obicei aici în colț. Și cam asta este și cu goal-ul. Acum că avem și goal-ul, și donațiile, și abonații, haideți să vedem dacă funcționează goal-ul. Haideți să simulăm o donație, să vedem că dacă se strâng aici bănuții. Dacă se cuantifică cu suma pe care o să o introducem noi imediat la donații. Mergem frumos pe donații. Alert box 1. Dăm pe launch. Nu, pardon. Dăm pe edit aici, trebuie să ne apară exact donația ce am făcut-o. Pac. O facem mică. Și dăm la simulate donation. Haideți să dăm pe 10 euro. Pam, funcționează.
Acum ne apar bănuți aici și strângem exact cât dorim noi. Gen standardul pe care l-am pus eu este de 100 de euro. Dacă am strâns bănuții aceștia, sunt mulțumit, îmi iau un nou scaun de gaming. Acum că am strâns, avem un scaun nou de gaming. 10 goguți avem acolo, merge și golul merge și abonarea merge și donația. Acum dacă dați drumul la live, să știți că o să vă rămână aia 10 euro și nu este real. Așa că trebuie să mergem înapoi. Deci mergem înapoi pe aplicație, pe Type Stream. Dăm Save and Launch. Selectăm din nou. Dăm Ctrl C sau space dreapta și copy. Dăm aici, selectăm donația. Dăm pe el, click dreapta, dăm proprietăți, intrăm pe el, ștergem absolut tot ce e aici. Ctrl V sau click dreapta paste. Dăm un OK și o să ne apară 0. Acum, guys, și cam asta a fost și cu videoclipul ăla de astăzi. Pentru clipul următor o să avem cum să faci un thumbnail ediția PewDiePie. Apoi o să avem setări, cameră web în OBS, cinematic look plus LUTs. Astea sunt niște setări foarte, foarte super pentru că nu o să se vadă spălăcit totul. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, dați comentarii dacă nu vă merge ceva sau dacă aveți nevoie de ceva anume, dacă vreți un tutorial, nu știu, orice, scrieți-mi în comentarii, vă rog. Vă mulțumesc foarte, foarte mult dacă ați da un share, videoclipul poate ajută și pe cineva, like ca să știu și eu că vă place ceea ce fac, ne auzim data viitoare, eu m-am dus, ciao!